rugăciune puternică către Sfântul Dumitru, izvorătorul de mir. În fiecare an, pe 26 octombrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește sărbătoarea Sfântului Dumitru, izvorătorul de mir. Este ultima sărbătoare a toamnei și marchează simbolic începutul iernii. Sfinte Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de mir, ne rugăm ție în clipe de mare necaz pentru neapăra de primejdia care ne înconjoară. Așa cum tu ai reușit să nu te închini la idoli și la dușmanii lui Hristos, tot așa ajută-ne să-i biruim pe toți dușmanii noștri știuți și neștiuți. Sfinte Mare Mucenic, dă-ne putere și binecuvântează-ne să învingem pe cei care vor să ne aducă pagubă și să ne despartă de persoanele pe care le prețuim și le iubim. Așa cum l-ai ajutat pe Nestor să-l învingă pe curdul Ilie, cel care îi omora pe creștinii din Salonic, tot așa ajută-ne pe noi să scăpăm de dezbinarea, de ura și de răzbunarea celor care vor să surpe munca noastră și ajută-ne să scăpăm din cele mai cumplite primejdii. Roagă-L Tu pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască nouă marea Lui milă. Amin.